lupți, nu ai nevoie întotdeauna de un rival. Te poți lupta cu tine însuți sau cu propriul sfârșit. Te poți lupta încercând să eviți destinul. Dar pentru asta trebuie să uiți tot ce ai știut până atunci. Trebuie să intri în luptă hotărât, fără teamă. Pentru că până la urmă, să învingi înseamnă să câștigi încă o zi de viață. Ca să lupți, nu ai nevoie întotdeauna de un rival. Ce vrei? Nu am zis scrisorile înapoi. Nu știu de ce. Da, am venit pus să-ți povestesc eu tot. Razvan nu mă interesează. Cum adică? Ți-am spus că nu mai vreau să te mai văd. De ce continui să vii? Mi-ai promis. Ți-am promis ce? Mi-ai promis că indiferent unde o să fii, dacă o să am nevoie de tine, o să fii lângă mine. Acum sunt aici și am nevoie de tine. Eu pentru tine nu mai exist. Adi, stai puțin, Adi, stai puțin, ascultă-mă, te rog frumos, mi-ai rog, stai puțin. Eu ți-am trimis scrisorile înapoi. Uită de mine. Cum vă spuneam, domnule Pop, interviurile și publicitatea în mediul ăsta nu prea ne plac. Interviul face parte dintr-o anchetă despre fratele meu. Vă asigur că nu o să fiți în prim plan. Contez pe asta. Spuneați că aveți niște poze cu celulele înainte de renovare? Da. Stați un pic să văd. Uitați. Așa arăta o celulă. Și asta ce e? E o carceră. Chiar și sub supraveghere, unii deținuți reușesc să facă prostii. Și fratele meu a fost și el la carceră? Pot să verific. Adriana Nuței, 122 de zile în total. Se pare că de Adriana Nuței problemele se țineau scai. A mai fost implicat într-o altercație și a fost înjunghiat. Pe urmă se pare că brusc și-a schimbat comportamentul. Și avea vreun prieten aici în închisoare? Nu. Și nu există altcineva cu care aș putea să vorbesc despre fratele meu? A stat aici închis 8 ani. Știu că e greu de acceptat. Dar nu toți deținuții sunt dispuși să se reabiliteze. Bun. Vă rog să mă scuzați. Mulțumesc. Vă rog să transmiteți toate cele. Da, da. Mulțumesc. Și Adi, asta ce figură. Stai închis aici atâta vreme, să n-ai cu cine să schimbă vorbă. Poate-o fi scris ceva, poate-o fi rămas ceva în urma lui. Tu pe mine mă întreb? A fost prieten cu el atâta timp, de unde să știu eu? Pe mine ești tot mai deștept, că le știe pe toate. După
Prea ești obișnuit cu locurile astea, nu? Adrian a stat închis aici 8 ani de zile. Și aici a murit, nu-i așa? Să trăiți. Să trăiești. Vreau să vă întreb ceva. Lucrați de mult timp aici? Doar de vreo 36 de ani. Deci mai aveți puțin pe la pensie? Un pic. Statul a mâncat de la mine, acum mai mănânc și eu de la el. Așa să fie. Vreau să vă întreb, sunt ziarist, mă numesc Razvan Anuței. Fac un reportaj despre un fost deținut, Adrian Anuței. Vă spune ceva numele ăsta? Ăla de-a murit aici în 2014. Îl știu, eram de servici în ziua aia. E fratele meu. Mă rog, era. Nu mă nebune. Serios. Uitați. Mă rog, era mai mici. Știți cumva dacă a avut vreun prieten pe aici? Cineva mai de încredere? A avut. A avut ceva mai mult de un prieten. A avut așa un fel de al doilea tată. Un protector. Cine? Cezar Cristoloveanu. Inginer. Așa îi ziceau toți. Bă, dar să știi că ai venit cam târziu. De ce? E mort? Nu. L-au eliberat acum... de curând. Păi dacă l-au eliberat, înseamnă că putem să-l găsim, nu? Vă mulțumesc frumos. Să treci, băboc. Mulțumesc frumos, Vlad. N-ai pentru ce. De-abia aștept să-l găsesc pe inginer. Dar cum lași tot în seama mea? Stai, cum adică? E articolul meu. E fratele meu, e normal să vreau să-l găsesc. Habar n-ai despre ce vorbești. Tu știi cine e inginerul? Capul contrabandei pe Dunăre și Marea Neagră. După Revoluție tot el făcea legea. Trafic de motorină cu sârbii, țigărne timbrate, trafic de persoane. Îi mâncau toți din palme. Doamne, Leo, dar asta a fost de mult. După atâția ani în închisoare, doar numele mai e de el. Răzbănele? Oamenii că el nu rămân niciodată pe din afară. Așa că eu îl găsesc, îi pun întrebările, s-a înțeles? Bun, hai, la mașină. Cezar Cristolovean, inginer. Ne găsești imediat. Cineva a rostit numele meu. Leo e pe urmele lui Razvan, acum e și pe urmele mele. Da, dar dacă distrugi motivul, vei înlătura pericolul. Mi-ai spus dimineață că cel care îți știe numele adevărat este stăpânul tău. Uite că ți-au aflat numele, Cezar. Spune-mi adevărul. La cine te gândești acum? La Razvan sau la tine? Uite care e adevărul meu, Vlad. Nici siguranța lui Razvan și nici a mea nu sunt importante pentru mine. Eu m-am gândit și mă gândesc numai la tine. De peste 10 ani. Iar eu mă gândesc la Razvan. În timp ce te lupți, nu poți vedea imaginea de ansamblu. Anumite lupte nu pot fi câștigate niciodată. Și totuși, nu te poți lăsa. Va trebui să te oprești și apoi să te repliezi. E timpul să te pregătești. Nu mai poți amâna. Îmbrățișează-i puternic pe cei dragi. Pentru că este timpul să iei cele mai grele decizii. E timpul să alegi răul cel mai mic. De asta lupt, Cezar.
Nu înțeles.